Sâmbătă, în ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, credincioșii severineni s-au adunat la Biserica Sfântul Dumitru pentru a se ruga. Sfânta liturghie arhierească a început în jurul orei 9:30. În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop le-a vorbit credincioșilor despre personalitățile marilor ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, cei care s-au învrednicit a fi vasele alese ale lui Dumnezeu și apărători ai Sfintei Treimi. Preasfinția sa a evidențiat valoarea și sfințenia acestora de-a lungul vremii, arătând că sfinții ierarhi sunt un exemplu de viață sfântă, demn de urmat de creștinii zilelor noastre. Ziua de astăzi, ziua de 30 ianuarie, zi în care prăznim pe cei trei ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, este un moment de bucurie pentru Enoria și Parohiei Sfântul Dumitru din Drobeta Tunul Severin. Este un moment de bucurie pentru că astăzi ierarhul nostru a poposit în mijlocul nostru, am săvârșit Sfânta Liturghie și ne-am rugat împreună. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acești trei ierarhi să ne fie tot timpul mijlocitori în rugăciunile noastre, întrucât iată că și la această biserică cei doi slujitori care slujim aici, pe unul dintre noi cheamă Vasile, iar pe celălalt Grigorie. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și rugăm ca aceștia era să ne fie mijlocitori în rugăciunea noastră către Bunul Dumnezeu. Bunul Dumnezeu a rânduit ca Sfinții Trei Ierarhi, Grigorie, Vasile și Ioan, să fie prăznuiți în această zi de 30 ianuarie. L-a inspirat pe episcopul Ioan al Efraitelor să fixeze această sărbătoare. Erau grupări care uneori produceau tulburare în biserică. Se transmitea din generație în generație admirația, venerația pe care cei ce îi cunoscuseră pe acești mari părinți ai bisericii o răspândiseră. Ucenici ai Sfântului Vasile, ai Sfântului Grigore, cei care îl cunoscuseră pe cel ce a fost numit Hrisostom, povesteau generațiilor viitoare. Se naște întrebarea, prin ce au impresionat ei atât de mult încât s-au format trei grupări în biserică? Și fiecare considera că cel mai mare a fost Sfântul Ioan Hrisostom, alții că cel mai mare, mai deosebit a fost Sfântul Vasile, alții considerau că cel mai mare a fost Sfântul Grigore. Ce au avut acești sfinți care n-au trăit prea mult? Ce au avut ei deosebit? În primul rând, au iubit rugăciunea, au iubit biserica. Sfântul Grigorie și Sfântul Vasile au fost prieteni, deși erau firi diferite ca temperament. Au urmat același drum al bisericii și al școlii. Proveneau toți trei din familii foarte înstărite, cu posibilități de a urma cele mai scumpe școli, cele mai renumite. Cu toate acestea, fiind copii cu bani, nu s-au pierdut, nu au fost luați de valuri și au rămas curați. Prin urmare, acești sfinți trei ierarhi, tineri la studii și pe tot parcursul vieții, devenind călugări, s-au păstrat curați. Curățenia le-a dat înțelepciunea deosebită, le-a dat o înțelegere duhovnicească a lucrurilor. Curățenia, rugăciunea, viața după Dumnezeu le-a umplut inima de o înțelegere duhovnicească a lucrurilor dumnezeiești. Generațiile de astăzi, nu numai tinerii, toți au ca model, se cuvine să aibă ca model felul de viață al Sfinților Trei Ierarhi. În încheierea cuvântului, ierarhul mehedințean a felicitat cu ocazia onomasticii pe părinții slujitori ai acestei parohii. A oferit crucea mehedințeană pentru mirenii domnului Mihai Baziluc, credincios și ostenitor vrednic, pentru toată activitatea sa rodnică și folositoare bisericii și societății.